Colegii, ascultăm și noi. La inițiativa lui Dan Voiculescu, de către PSD și PNL, de către Victor Ponta și Cnea Antonescu, demolarea instituțiilor statului, șubrezirea statului de drept, în așa fel încât, pe de-o parte, să avem la Cotroceni un președinte care să țină, să aibă grijă de interesele mogulilor, de interesele celor care încalcă legea. Pe de altă parte, Dan Voiculescu, după o luptă permanentă cu Traian Băsescu, a încercat încă o dată să scape de acesta, deoarece prezența lui Traian Băsescu la Cotroceni a însemnat garantarea independenței justiției și a însemnat garantarea funcționării corecte și legale a instituțiilor statului. Încercăm prin acest marș să atragem atenția tuturor românilor că ce s-a întâmplat acum 2 ani se poate întâmpla oricând și am avut dovada acestui fapt atunci când în decembrie, în Marțea Neagră, în Parlamentul României s-a votat în favoarea celor care au probleme cu legea. Am avut această ocazie săptămânile trecute când din nou PSD și PNL au votat în Parlament o declarație prin care se cerea demisia de onoare a președintelui României pentru fapte pe care le săvârșise. Și știm că oricând procesul acesta de întărire a instituțiilor statului poate să fie întors și ne putem trezi ca din noiembrie încolo, după alegerile prezidențiale, România să fie ce era în vremea lui Adrian Năstase și Ion Iliescu, adică o țară în care justiția funcționa la control politic, o țară cu instituții slabe, unde politrucii numiți în fruntea lor făceau ce li se spunea de la Palatul Victoria sau de la Palatul Cotroceni, unde românii nu aveau voie și nu puteau să afle și punctele de vedere ale opoziției, ci numai cele care conveneau puterii. Chiar zilele acestea am văzut, vorbind despre controlul asupra presei, că CNA-ul funcționează și acesta la comandă politică și că în an electoral este sancționată doar presa care nu convine actualei majorități, presa care nu-i convine domnului Victor Ponta. Este un semnal către români că nu trebuie să uite ce s-a întâmplat acum 2 ani, că nu trebuie să creadă că de acum încolo lucrurile sunt pe un făgaș de unde nu mai pot reveni la ce a fost înainte și că trebuie să ne luptăm mai departe pentru ceea ce am obținut, și anume stat de drept, justiție puternică și independentă și instituții funcționale. Pentru toate acestea, noi cei de la Mișcarea Populară mulțumim președintelui Traian Băsescu, care acum, la sfârșitul cel de-al doilea mandat, lasă în urma lui o justiție puternică, independentă de controlul politic și instituții ale statului care funcționează legal, care funcționează fără să primească ordine de la politicieni. Am vrea în același timp ca acest marș să arate și determinarea Partidului Mișcarea Populară de a fi partidul politic care își asumă să continue drumul pe care a pornit România, drumul pe care este așezată în acest moment țara noastră, prin efortul președintelui Traian Băsescu și nu numai, prin efortul tuturor celor de bună credință din această țară, care în 2012, în vara 2012, au susținut forțele democratice. Drumul acesta este de asemenea sprijinit de către instituțiile care în 2012 nu s-au lăsat călcate în picioare și au întors lovitura de stat dată cu ajutorul Parlamentului. Și de asemenea este o bună ocazie să mulțumim partenerilor externi care s-au implicat atunci pentru ca democrația să nu fie anulată în această țară. Este un marș la care am invitat pe toți cei care sunt de acord cu noi că avem nevoie să ne luptăm mai departe pentru ca țara aceasta să rămână o democrație solidă, occidentală și să nu trebuiască să plecăm cu toții din decembrie încolo, din România, ci dimpotrivă să ne bucurăm că trăim într-o țară care are standarde democratice la nivelul Europei Occidentale. Și împotriva acțiunei pe care PSD și PNL a înaintat-o acum 2 ani. Este un marș împotriva liberalilor care au fost parte la acea acțiune de forță? Nu trebuie să uităm că PNL a fost parte la acea încercare de lovitură de stat dată cu ajutorul Parlamentului. Astăzi, Partidul Național Liberal se erigează în opozantul PSD-ului. Domnul Antonescu, domnul Iohannis sunt adversarii lui Victor Ponta, dar nu trebuie să uităm că acea lovitură de stat s-a dat de către domnul Ponta și domnul Antonescu. Iar ce mi se pare mai grav decât că unii
încearcă să treacă peste participarea PNL-ului la lovitura dată instituțiilor statului și democrației în vara 2012 este faptul că domnul Antonescu nu se dezice. Deci s-a întâmplat atunci, măcar atât, din respect față de electoratul de dreapta, din respect față de cei care cred că statul de drept este important, că democrația este importantă, că valorile și principiile democrației contează, ar trebui măcar să se dezică de ceea ce a făcut atunci. Cei care participă la acest marș? Știți, este vară, au început vacanțele și m-am gândit că nu va fi foarte ușor să se mobilizeze oamenii pentru a mărșălui pentru niște principii și pentru niște valori. Dar așa cum în 2012, în iulie, august, au ieșit zeci de mii de români în stradă să apere democrația, uitați că mai sunt și justiția, valorile democrației. Uitați că și astăzi se găsesc suficient de mulți oameni care să vină, chiar dacă e vară, chiar dacă e cald și au început vacanțele, să vină și să dea semnalul că pe mai departe este nevoie să fim alături, să fim împreună, să fim alături de cei care se luptă pentru a avea mai departe o democrație reală și puternică. Dacă cei din PNL s-ar dezice sau s-ar cere scuze, cum a spus președintele Traian Băsescu, ar putea să fie un semnal pentru unificarea aceasta a dreptei care se tot încearcă de ceva timp pentru dumneavoastră, Partidul Mișcarea Populară, care a spus că dorește un candidat unic la Cotroceni al Dreptei. Din punctul nostru de vedere, o unitate a dreptei în perspectiva prezidențialilor înseamnă să susținem în turul 2 cu toții pe cel mai bun candidat. Evident că noi dorim ca cel mai bun candidat să fie candidatul PMP. Astăzi candidatul PMP este deja anunțat, este domnul Cristian Diaconescu, dar unitatea dreptei reală și nu doar vorbe cu care să amăgim electoratul înseamnă să susținem pe cel mai bun dintre candidații dreptei în turul 2 cu toții și noi suntem gata să facem acest lucru. Din păcate, constatăm că sub pretextul acesta al unității dreptei se încearcă un proiect prin care unii sunt dispuși să treacă peste ceea ce s-a întâmplat în 2012 și eu nu zic că trebuie să fim revanșarzi, dar în același timp nici nu trebuie să uităm că cei care azi se pretind lideri ai dreptei, cei care se pretind adversari ai PSD-ului, al lui Victor Ponta, reprezentantul baronilor, sunt cei care erau braț la braț cu Victor Ponta până în ianuarie 2014. Deci măcar atât, măcar respect pentru oamenii care au stat în stradă, pentru valorile democrației și un moment în care cei care au participat la lovitura de stat din 2012 să-și ceară scuze românilor, electoratului de dreapta, cred că este important. Veți susține un candidat PNL în turul 2, dacă va fi... Dacă își va asuma că niciodată nu va mai angaja partidul și nici nu se va mai angaja personal într-un demers împotriva justiției și democrației și dacă se va dezice personal și numele Partidului Național Liberal de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, nu numai în 2012, ci și în 2007, ci și din 2012 încoace, în acțiunea USL împotriva statului de drept și împotriva justiției. Deci dacă se va dezice de tot ceea ce s-a întâmplat, de toate acțiunile la care a participat Partidul Național Liberal și care au însemnat atac la statul de drept și la justiție, atunci este un candidat care merită să fie susținut. Vă mulțumesc! Elena Udrea, așadar, declarații în direct de la marșul organizat pentru susținerea statului de drept în capitală, marșul organizat de Partidul Mișcarea Populară. Se împlinesc 2 ani de la ultima suspendare a președintelui Traian Băsescu. Participanții vor pleca în marș, așadar, de la sala Palatului și vor ajunge în fața Palatului Victoria. Bun, revenim la poveștile de viață, la destine, la oameni care au păcălit...